Cocoliș! Ștefane, zbuvășos! Se aude bine? Se aude foarte bine, Felix verifică microfonul, iar eu sunt aici cu o trupă de cocoliș! Salutare! Salutare! Noi suntem Cocolix! Și bine ați venit! Ia uite, m-am găsit Andreea, stai pe mine! Și pe tine? Stai să fii și eu lângă tine! Andrei! Felix! 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 Ce cu blondina asta așa de înaltă? A plecat! E magician! Că râdeam de ea! Știi care e faza? Crezirea avea tricou... Bă, să-mi iau și un tricou mai... Vezi? Toată lumea are tricou ca Felix! Andrei! De unde-i tricou așa? Eu azi îmi iau tricou. Deci eu sunt atât de cool. Îmi iau de 100 de robux, să nu puteți să cumpărați. Cocolicilor, nu uitați de măscuțe. Puteți să aveți măscuțe cum avem noi în Roblox. Aveți linkul în descrierea videoului. Ca să vă comandați și vă vedem pe Instagram, da? Și nu uitați, la 10.000 de cocolicuri mai jucăm jocuri fine. Uite, acum știi ce jucăm azi? Ce? Poveste. O poveste. Asta e o poveste? Story. Da. Asta e story. Numai că și s-a întâmplat? Sau vreau să scriu ce cum. Știi ce s-a întâmplat? Îți spun ce s-a întâmplat? Am uitat. Bă, nu m-am îmbrăcat. Ba, ce mă enervează că nu m-am îmbrăcat să mine. O să-mi iau haine mai de valoare. Asta, Andrew are și medalion de valoare. Tu ce ai de valoare, Felix? Ceva, freza, ai. A, ai dreptate. Deci mi de acolo, like, nu mai știu ce story e, că am uitat. Deci, ăsta este un story, vedeți voi în titlu. Noi ne-am zăpăcit și am uitat. Subway Station, haide. Haide să ne băgăm. Hai, probabil povestea din metrou. Da, să vedem ce se întâmplă în metrou. Hai, în tren. Hai. Haide, veniți și dă-i board. Aici, board train. Ah. Haide. Ce fain e șatra de cocoliș. Eu de ce stau singur? Ia uite la mine. Eu stau lângă ou. Ia uitați, ce fain e aici șatra de cocoliș. Stai că vin mai aproape de voi. Stai puțin, poți te miști. Da, poți te miști. Vai, ce cute suntem cu toți, ia uitați. Ce fain suntem? Echipă, bă, Felix, nu te piepți și tu, de când te-ai trezit te-ți lași așa. Știi bine că nu răspunde frizer, nu știu pe unde umblă. Deci frizerul lui Felix nu răspunde. Și cred că n-are semnal unde s-a dus. During midnight. E, așa se cheamă. În timpul nopții, Felix. Asta este o poveste în timpul nopții. Toți sunt cocoliși, toți oameni minunați? Da, toți sunt cocoliși. Bă, eu unde sunt? De ce nu mă cum mișca? Mișcă-te, dar nu mouse. Doar de asta, fără mouse. Până se încarcă toți. Please wait for everyone se încarcă. Please wait for everyone să se încarce. Ia uite, bă, cineva se duce acolo pe scări. Bă, nu vă duceți pe scări. Bă, ăla cu aripi Luca, ăla 2000, de ce are miros după el? Luca, mai spală-te, Luca! Are un miros maro! Luca, bă, de-ai cum să pun? Luca, dacă era miros roz, era de bine, dar e maro. Ăla e miros de botox. Eu cred că e altceva. Bani! O fi de ciocolată! Bani! Dar stai, nu-i maro, frate. I-am luat 10 dolari. Asta-i da? You will automatically bla bla bla. Bai, nu. M-a călcat, mă, și ce vrei? Păi, dă uite dreapta și stânga. Și Roblox. Stai dreapta și stânga. Deci, nu mai mergi pe aici, nu mai mergi. Stai acolo. Stau aici. Hai în casă. Deci, lecție. Înainte să treceți strada, uitați-vă stânga și dreapta. Foarte, foarte bine că ați văzut ce am pățit eu aici. Nu-i de joacă. Ain't brinchedo now. Nu-i așa? Cine știe ce am zis? Ce mascat e asta? Uite, cine știe ce am spus? Să scrie în comentarii. Tu mai consumă bani. Oh, uite ce s-a machiat. Ia uitați. Ia uitați ce s-a machiat această recepționistă. Salut tuturor și bine ați venit. Natural, așa. Bine ați venit la hotel Abrataum. Vreți ceva camere? Da, haideți să vedem ce camere au ăștia la hotel, că vrem să ne cazăm. Vrem să ne cazăm, frate. Chiar vrem. Ci că sunt doar 15 camere care sunt available, cât disponibile. Suntem? Și noi suntem doar 8. Eu am două camere. E pe scări la dreapta, uite aici. Da. Hai să mergem pe scări la dreapta. Haide! Nu, stai. Bă, o zis pe scări la dreapta. Așa, înainte să mergi, trebuie să zic ceva. Liftul nu merge. Tu de ce traduce la Felix? Ce? Zice că... Am fost în piață și vorbeau tot și mi s-a bolipsit. Unde ai fost? În piață. Deci dacă nu știți ceva despre Felix, el dacă se întâlnește cu cineva care vorbește, de exemplu, italiană și stă 5 minute cu persoana aia, când se întoarce, Felix vorbește si, quiero. Da, știi care mai e faza? E valabil Hola. Și dacă... Bă, nu mai... Asta cu mirosul Cristina mă întoapă. Dar mai este valabil și altceva. Dacă mă întâlnesc cu un bucătar și gătește bine și o să gătesc bine vă zi, două, acelea toate, știi? Ce amuzat. Fiecare în cameră lui mă la 106. 102. Eu sunt cu blondină în cameră, sunt cu Ava, unicorn. Bă, vin și aici că celelalte camere sunt luate de la cu miros. Eu mă duc la baia. Sunt luate de Luca? Luca, o... Bă, e închisă baia.
Cineva a putut să intre, eu nu pot. Ce? Deci toată lumea, toată lumea stă aici, Andru, B, W, na, și eu dorm pe pat. Voi? Știi ce, Felix? Eu am fost prima aici. Voi? Uite, tu ai colțul din lângă baie. Nu-i corect. Vă dea, vă dacă sunt gamer. Ce se întâmplă? Este ora 3 noaptea și eu m-am trezit ca de obicei să mă duc la baie. Muzica aia de acolo, doi, să oprești. Asta? Da, de așa. Deci eu ce fac la 3 noaptea sau la 4 noaptea? Mă trezesc, mă duc la baie. Dar dacă te pune apă să bei apă seara. Uleu, cine în cameră? Ce-a fost ok aia? Cui-s ok aia? Uleu, cine? Hashtag uleu. Cine e ăla? Ai, Cristina! Uleu, cine e ăsta? E o femeie foarte slabă. Felix, nu este foarte slabă, este... este bine. Este o doamnă bine. Nu, o doamnă bine este când este o doamnă așa, cu mușchi. Savă. Uite, bă, dar Luca ăla mai spalte, Luco. Luc, schimbă-ți culoarea, da? Deci pui cu albastru. Dacă vrei, da, cu chestii de maro, nuanțe de maro și de verde, nu. Stai, noi suntem un hotel? Asta e hotelul Bantuit? Hotelul Bantuit? Stați puțin, trebuie să investigăm mai mult. Haide, să mergem, să investigăm. Nu știu unde mă duc, dar veniți după mine. Bă, nu vine nimeni după mine. Bă! Haide, toată lumea după mine, să investigăm. Și haide să mergem să o întrebăm pe doamna de la recepție. Nu, era domnișoară, că nu era măritată la... Stai, te-ai putut duce în 106? Aici 106, asta e camera mie! Ah, ok, deci cum merge? Unde cobor? Nu știu. Uite pe aici unde scările. Unde? Uite aici scările. Acolo sunt scările? Da, everyone get in. Stai, unde vă ghetuiți voi? Stai înapoi, unde sunt ghetuiți? Mă, toată lumea... Aia de că Andreea stai aici să venim pe aici, Cristina, după tine. Da, hai, de repede. Vreau și eu să vin. Hai, repede, toată lumea să meargă. Hai liftul care a zis că nu merge. Nu merge liftul. Hai, Cristina. A, uite aici. Dar o zis că nu merge liftul. De ce să mergem în lift? O zis clar înainte, nu vă zuiți în lift cu Luca. A zis doamna că nu merge liftul? Da, și m-am dus cu Luca ăsta care miroase. Felix. Mamă, Luca, dacă își dă drumul lift, cred că... Deci, Luca, ia stai să vedem. Când se mișcă, când stă pe loc, nu. Când se mișcă, ai văzut că îl duce. Deci. S-a rămas opotolit. Și a pus mască, știi că el nu simte. Am înțeles. Dar ce are șmechere ai, Luca, frate? De unde l-ai luat? Uite, simt pana, vezi? Ce? Te simți și tu pana? Stați puțin! Cristina, e ora să cad. Nimeni nu-și amintește să fie apăsat butonul cu etajul 2. Opa, asta e problema. Cine a apăsat butonul 2? Eu cred că blonda. Crezi că blonda? Stați puțin! Uite, pare suspicioasă, uite la fața ei. Dar nu, că e foarte cute. Uite ce cutiță are. Așa care e cute, să fie suspicioși. Dar și eu sunt cute! Adică și eu sunt suspicios. Toată lumea este ușpicioasă. Ce-ți dau click? De click. Hai să deschidem toate ziua. De click, 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 de click, 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 Cristina. Proșa forța la click. Click, 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 click. De click la masă, Cristina. Ne bazăm pe click-ul tău. Hai, Cristina. Am deschis. Uite, blonda. Cu verde acolo. Luca, ce e aici? E zona ta asta. Stați puțin, nu mai avem nici curent. Auzi, eu intru de curajoasă. Și de curent. Vezi o pată, te pățim toți. Eu nu sunt atât de curajoasă cum crede. Bani? Stați, că eu și-o vreau să... Eu mă duc! Luca a luat-o-s bani! Du-te la generator și urcă în generator. Dă-i click. Clic, 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 clic. Uite, 10%, stai acolo că se face, uite, 5%, tu repar că te pricepi, știi. Da, eu am experiență în generatoare, ce-i drept. Bă, aia, blondina era... Opa. Stați puțin. Fugi de aici, că ți-a din viață, să-și fac alții treaba. A, serios? Îți ia din viață când ești la generator. Auleu, mi-au luat mult din viață. Păi, uite cât am eu și tu Felix, ai... Tu, Felix, ai un sfert luat. Și la fel. Na, să repare ei. Deci, cocolișilor, vă rugăm din tot sufletul, reparați... Uite, bani, Cristina, nu știu coți, ai bani! Unde să ai mei? Care? A, nu poți. El de-a luat toată numai ei. Înseamnă că el a luat toată, nu? Nu cred că i-am luat. Parmia... Câți bani ai acolo sus? Nu știu unde ți-a arată, dar să hai să ai. Eu n-am zis zero. Uite aici o manetă, Cristina, du-te apeși pe ea, uite, vezi acolo în colțul, stai în colțul ăla. Dar de ce mă pui pe mine? Că tu ești femeie. Care? Uite asta de aici, așa. Asta. Acolo și dai după ce se repare generatorul, tu dai pe manetă, și da? Și îmi zice, dar nu, deocamdată nu mi-apare. Dar astea sunt niște servere. Dar nu suntem sigure. Dacă te curentă sau nu. Păi da, nu știu să știu. Felix, uite aici, s-a făcut 100%. Felix, se dă mare cu cana lui. Felix, aici e 100% și aici e 75%. Pe cineva să facă restul. Uite ăsta, Luca. Hai, ce drăguță este blondina asta. Asta mică? Da. Ce-a pățit Ava Unicorn? A pățit ceva Ava Unicorn? Da. Vezi să n-atingi nimic, că nu știu ce-a pățit Ava Unicorn. Hai de capul meu. Na, Cristina, apăsă manetă. Gata, hai să apăsăm pe manetă. Bă, nu. Uite, ceva acolo-i. Doamna bine e după noi. Luca, du-te primul, fii curajos, că dacă e ceva... Aoleu! Ce flexibile! Ce se întâmplă? Mă duc eu că repede! Fugiți pe hol, că-i deschis holul. Care? Hai, ăsta.
Eu am făcut care karate, parte? Hai după Luca. Nu o să vezi, eu am făcut karate, frate, te bătă. Eu la 5 ani am fost o lună, aveam cintură albă. Hai toată lumea după. Ia bani. Luca, ești ok? Ia bani. Nu aici. Cristina, veniți unde? Unde-ți plec? Bani. Vreau și mănânc și eu bani, vreau. Stai puțin, ce se întâmplă? Eu eram lângă Mostulez, n-ai fost lângă Mostulez să-l vezi? Nu. Uite, bani. Stai puțin, cine e aici în colț? Nu știu, dar era Mostul, era acolo Mostulez. Cine e ăsta în colț, Felix? Este un om invizibil. Pleacă din colț. Deci, am văzut aici niște bani. Nu ne lasă să-i luăm. Bă, dar, Cristina, de ce n-ai fost tu? Eu am văzut Mostuleț, m-am uitat la el. Stați puțin, că unul dintre noi va trebui să-l țină pe monstru neatent, astfel încât noi toți să scăpăm. Luca! Și acum, cine se sacrifică? Luca! Cine se sacrifică? Cine? Luca. Cine? Dar el are aripi șmechere. Bă, 224 vrea. Blondina! Blondina! Nu blondina, orice, dar blondina! Luca! Luca! Dar blondino, ai grijă să te întorci la camera electrică acolo, la sfârșit, da? Te rog, ai să ai grijă de tine! Hai, ai grijă de tine! Vino, Cristina, du-te, du-te. Tu unde mergi, că am plecat toți? Unde ești? Stai-ți-o banii. Îi spuneam la blondină să aibă grijă de ea. Da. Știi? Crezi că și-a luat pachet pentru drum? Da. Ce facem? Ne ducem în lift? Sandwich cu Botox. Nu, Felix, că ea n-avea Botox. Ce acolo? Întuneric? Nu ne lasă să ne ducem acolo. Haideți toată lumea în lift, să fim cu minți aici. Hai. Remember, someone has to go to flip the final switch. Dar crezi că blondina se pricepe? Credeți că blondina unicorn se pricepe să se ducă să apese final switch, nu știu ce aia? Păi, blondă. Uite monstru aici, îl vezi? Vino ca să-l vezi aici, Cristina. Vino ca ce? Ok, asta e camera electrică. Îl vezi? Vino ca să-l vezi cu spatele. Acolo? Da, vino ca să-l vezi cu spatele. Frate, Felix, de ce te duci la el? Să nu-l atingi, doar să te uiți așa. Nu-l atingi. Du-te mai aproape, să-l vezi. Cucolicilor, are o coadă ascuțită. Nu m-am atins de el. Nu, dă-i să trânge, că de bani în culoare continuă să păstăm. Vel, puteam să-mi iau... Cine știe ce puteam să-mi iau de bani ăia? Nu, e vorba că blondina nu a făcut ceea ce trebuie și de-aia am pățit-o, știi? Trebuie să ne ducem la recepție, să întrebăm pe doamna aia care nu-i machiată. Să întrebăm ce s-a întâmplat. Luca, ești cu noi? Unde este Andru? Ala, l-a prins, nu? L-a prins pe Andru. L-a prins pe Luca, l-a prins? Nu, Luca e cu noi. Hai, Luca! Nu pot să cred. Cum ați trezit, mă, Luca, cu noi? Dar blondina unde e? Mă gândesc că sunt singur. Păi blondina s-a dus. Oh, nu, mă doare căpșorul. Unde sunteți? Toată lumea unde este? Ce s-a întâmplat aici? Bani! Iau eu? Ah, cred că e pentru toată lumea. Toată lumea poate să ia bani și duceți-vă să luați indiciile, zice. Uite, Cristian, găsit aici ceva pe jos. Vino ca să vezi. Unde? Uite, unde sare gamerul, unde sare. Mă, eu văd aici cheile de la bacon. Tu l-ai văzut? Da, uite, ia de pe jos în caz de se întâmplă ceva. Ia tu. Vrei să o iau? Am luat-o, așa, nu știu ce e asta. Hey, asta este un keycard, am găsit-o cu Cocos Cristina. Someone to answer is into a clarity the glass. Ce, vezi prin sticlă răspunsul? Uite, cred că pe aici se pune. Ok, până acolo, scoate. Bă, nu reușesc. Poate ne blocăm în asta. Pot să dau niște click-uri pe aici? E așa că cheile astea se folosesc, Cristina, la ceva? Uite acolo, în capătul ălalt. În care capăt? Uite. Zice că putem să luăm cheile alea de acolo și le găsim o Cristina, trebuință. Vino cu acea, că veriți-o. Da, unde a plecat Luca? Numai noi doi suntem. S-a dus Luca. Uite, vezi, ăsta sunt trei chei, da? Aha, da, și avem aici, ăsta să le punem. Ce culoare, în ce culoare? Deci avem aici trei chei, albastru, argintiu și roșu. Eu le iau pe roșu, știu. Eu iau argintiu. Care crezi că trebuie pusă prima? Și-l pun aici. Pe prima ai pus-o? Nu, în mijloc. Ok, hai, am pus. Și acum întoarce-o. Ok, mă întorc? Da. Și acum? Și acum am făcut ceva bine. Stai, mișcă așa puțin. Bă, frate, poate trebuia așa să albastră luată, știi? Asta nu. Asta nu ne sweet, lasă. Maybe if you can get acum să luăm și cheia cealaltă. Deja unde o fi cheia cealaltă? Uite, asta albastră ai! Ah, ok, și putem să o luăm. Ia bagă cartela aici. Da, am încercat atunci, dar... Dă click. Nu vrea. Mie, ideea este că mi-a luat cartela, dar nu mi-a arătat-o ca și cum aș fi avut-o în mână. Unde poți să o pui. Dar nu am în mână. Da, dar o ai undeva, în buzunar, o ai. Poate o am în ghiozdănel. A, uite aici sus, la butoane. Vino încoace. Na. Eee, ce se întâmplă aici? Apasă pe a treia. Ok. 1. Și acum... Ah, nu, să n-a... E un cod. Auzi, un cod. Ia să vedem unde îl găsim codul. De uite ce zice aici jos. Zice, sometimes the answer is seen through clearly like glass. Uneori... Răspunsul îl vezi așa clar, ca precum ar fi de sticlă. Sau prin sticlă. Ah, Cristina. Vino. Uite. Întoarce-te puțin. Uite. 2-8-4. Mamă, da. Ce este Felix? Gamer! Eu nu-s doar frumoasă. 2-8-4. Până acolo 2-8-4.
să văd cum, cum reușesc. Dai click pe, pe prima și dai de două ori. Doi. Da. Aici dăm de mai multe ori. Bă! Da. Așa. Trei și încă o dată. Dă-te, dă-te. Hai. Așa. 2-4. S-o lua cheia. Mamă, dacă de inteligent sunt, dați like pentru că merg inteligent. Felix merită cocolike. Și acum pun eu cheia albastră. Și învârt-o. Și o învârt. Este o ușă secretă s-a deschis. Unde? Habar n-am, unde credeți că s-a deschis ușa secretă? Ia să vedem. Ori o fi în partea asta. Uite aici, Cristina, cocosule. Aici? Uite aici, wow. Un labirint, după cameriță, după cameriță, după cameriță. Mi-e dor de Lucas. Toată lumea, ți-e dor de Lucas. Dor de Lucas. Și mie de toți. Uite, trebuie să mergem numai unde e albul. Ai văzut cum era? Am văzut aici, în mijloc, da. Așa. Tuc, 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 a doua și a treia, nu sunt sigură. Stai pe aici, așa. Era și a treia? Da, unde sunt eu, da. Uite, uite, așa. Okay. Hai după gamer. Ca ținu minte așa. Gamerul. Așa și de aici. Și aici nu mai știu. Așa. Ok. Tuc, tuc, tuc. Aici și aici. Și aici nu mai știu. Cred că era ăsta în față și așa. Aaa, ce tare-i jocul! Ce tare-i jocul! Ăsta parcă era o fel de ciocolată. Bă, dar-i foarte faină ideea. Da. Și acum, unde mergem? Stai puțin. După gamer. După gamer, după gamer. Jocul zice, what? Ce faci cu un mazăr? Haide, haide, că e un labirint. Țin dreapta, stânga, stânga, dreapta, dreapta, stânga. Învață-mi, îmi zice. Du-te tu pe unde vrei. Nu, lasă că mă duc pe gamer. Uite că vrei după gamer. Mă duc după gamer, știi de ce? De ce? Bă, bă, ce fel de labirintos o este ăsta? E labirint cum se trebuie, eu știu cum se trece. L-ascult pe gamer. Am impresia că parcă se și învârte stânga, dreapta. Nu, ascult pe gamer. Da, uite că a ajuns la început. Vino mă că deja am aproape ieșit. Erai mai înainte la început. Da, așa trebuie prima oară să mergi acolo ca să poți să ieși. Instinctul meu mi-a zis că prin mijloc și se pare că am avut dreptate. Ascultă-l pe gamer, gamerul știe, uite că reușește. Așa trebuie să iei la început, pentru că toate labirintele sunt făcute să meargă în stânga și dacă unul nu vrea în stânga, după aceea e în dreapta, după aceea tot în stânga ei. Ați auzit? Ascultă de gamer, ascultă de gamer. Mergem după gamer. Așa reușește, deci știi cum este? Ar fi comic să avem un perete în față, să nu mai știm pe unde luăm. Deci sunt după tine, după tine, da? Hai, toată lumea după gamer. Dar gamerul o ia din prima, știe exact unde s-o ia, știi? Bă, frate, mă amețește. Nu, unde duci, Felix? Eu mă duc unde, eu fac exact ce trebuie. Așa, ești în fața mea. Eu din prima fac totul, las că știu eu, știi? Chiar că pare că nu, dar din prima fac totul. Din prima. Bă, unde te duci? Haide că nu este cel mai greu labirint ever. Cel mai ușor, e aproape, am ajuns la sfârșit, aproape la sfârșit. Și nici măcar nu putem să dăm de sus ca să vedem de sus cum ar fi, știi? Cu rezolvarea. Cocolișilor, în care parte ziceți voi că ar fi trebuit să deja am ieșit, mi doar de loc. Luca, de ce ai plecat? O fi prins ceva. Nu știu sincer de ce a plecat. Ceva n-a făcut el bine. Bă, frate, deci dacă mă duceam singură... Tu te singură, hai. Acum nu mai, că... Dar eram de la început, erau șanse egale. Acum m-am luat după tine mult timp. Bine, că aproape am ieșit. De unde știi că aproape am reușit? Felix, uite că suntem la început! Ce? Suntem la intrare. Unde? Asta e intrarea? Da. Știi ceva? Eu mă duc pe unde știu eu. Bine. Așa. Eu pe unde știu eu. Tu ai pe unde știi tu? Da. Bine, deci fiecare o ia pe unde crede. Intenționat. N-am trecut ca și arăt creștine. Intenționat? Oh, am ajuns la un dead end. Deci, se pare că prin mijloc nu era bine să o iei. Hai să vedem unde e camerul. Măi, frate! Deci, prin care parte? Hai să luăm pe aici. Vreau acționat cine ajunge primul? Da, crezi că ajungi tu primul? Da, e clar. Deci, este foarte dificil aici. Nu știu prin care parte să o iau. Pentru că e cel mai complicat labirintos pe care l-am văzut vreodată. Și eu sunt toată galbenă și arăt ca un fel de cartof prăjit. Eu aproape am ieșit. Cum așa? Să te cred? Da. Arată la fel pe ecran la tine cum arată și la mine. Dar nu, dar se... Auzi, dacă dăm nas în nas, ar fi fain. Păi n-are cum să dăm nas în nas, pentru că aproape am ieșit. Sigur? Da. Adică, deci dacă mă învârt aici și ajung la început... Mă întors puțin înapoi, dar aproape am ieșit. Te-ai întors înapoi? Deci, nu știu prin care parte să o iau, cocolicilor. Știi ce? Trebuia să ne lăsăm niște firmituri. Știi, ca Hansel și Gretel. Ai tot de firmituri? Cocolicilor! Trebuia să fie Luca, știi? Rămânea în urma lui. Dar rămânea în urma lui, din miros. Rămânea din ăla. Luca, ne bejam pe tine! Rămânea efect dintr-ăla cu miros. Așa zicem noi că e miros. Ce știi, Felix? Poate era parfum. Eu iau pe aici. Ce faci? Nu știu. Am reușit? Aha. Gata, am ajuns la același timp la final.
Pe bune? Da, vă te palma! Ce gamer suntem! Ce gamer! Bine, eu am ajuns, după aceea a apărut și tu în locul meu. Așa s-a întâmplat. Că eu am ajuns. Nu cred. Ba da. Stați puțin, e doamna bine din nou. Stai și... Veniți mai ușor, mai ușor, mai ușor. Dar mi-e frică, Cristina, visez noaptea după. Stați puțin, labirintul se complică. Acum nu mai este labirint simplu, este labirint cu doamna care fuge după noi. Cristina! Cristina, să vă... Am ieșit. Ce se întâmplă? Am ieșit? Ah, domnule, bă, locul acesta este periculos. Să-l ținem deschis. Trebuie demolat acum. Ce bine că am ieșit. Uite, aia doi suntem noi. Da. Și acum sunt perfect de acord. Este nevoie să îl demolăm. Ce bine. Ce față de serioși au ăștia. Acum, te rog, semnează asta, domnule. Gamer. Ăsta ești tu? Eu sunt, am filmat. Este strigător la cer. Dacă distrugeți acest hotel, toată lumea o să-l atace. Cu spirite. Da, este un risc pe care ne asumăm să ne luăm. Semnează acolo. Ăsta-i puțin, angajatorul ăsta sigur are el niște... Da. Are el o agendă. Este o greșeală mare din partea ta. Și mă enervezi ce-mi fac liduri. Nu, îi faci și pe ceilalți nervoși. Și câteva fantome nu mă spere pe mine, eu sunt... Eu sunt un om cu experiență, zice nenea. Da. Mișcă-ți mouse. Să mișc mouse-ul? Nu se poate. Să-l mișc ca să nu fie pe ecran. Ah. Bă, semnez odată. Păi alege, semnez sau nu semnez? De unde să aleg? Stați puțin? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Noi doi acolo suntem martori, știi? Dă-i pe sunet sus să nu se audă. Dau pe sunet. Așa? Oh, oh, nu, acum... ce-ai făcut? Bă, nu mai puteam de fi când mergea, te-ai văzut cum mergea? Da, frate. Fugiți! Run! Toată lumea să fugă! Bă, muncitori ăștia, lor nu le-i frică. Dacă nu știe de ce să le fie frică. A. Știi, dintr-o dată nu mai vreau să mai fiu de aici. De ce stăm acolo așa? Nu putem să ne mișcăm. Bie. Noi nu ne putem mișca, se pare. Ce credeți, cocoliștilor, că noi rămânem blocați în hotel? Pe bun, și noi? Ai mai importanți? Nu știu ce se întâmplă cu noi. Dar hotelul ăsta clar n-arată prea bine. Are nevoie de renovare. Unde plec? Bă, unde au plecat oamenii? Stai să-mi iau banii ăștia. Ei? Stai să iau și o monedă aia. Așa. A, uite aici. Zaru. I-ai luat? Oh, ce hotel. Hotelul din 84. Hai. Bă, și ție ți-a luat ăsta? Da. Se pare că suntem într-un hotel foarte vechi și haideți să ne uităm după cineva care ar putea să ne ajute. Dar stați puțin. Data este 1974. Înainte de wifi. Asta este foarte ciudat. Trebuie să existe o explicație pentru data asta. Haideți să încercăm să ne uităm în tot hotelul după indicii. A, sus. Să vedem ce indicii credeți că putem găsi în ușa asta verde aici. Hai, ne arată aici să mergem. Bă. Stai, că se deschide ușor. Dar s-a deschis deja, eu m-am dus. Dar auzi, Felix, aici sunt o grămadă de uși. Stai puțin, uitați cum mă cațăr. Ceva este ciudat aici, nu credeți? Stați puțin, cine ești tu? Lăsam-o cu mine. Felix, tu de ce levitezi? Tu de ce mergi așa? Aveai ochii roșii! Nu, eu nu fac care seamnă cu mine, că nu mă putează, Cristina! Nu pot să cred! Hai pe sus! Hai de capul meu, cineva... Și pe jos, hai să luăm bani! Că nu numește fantoma! Mobila este în aer! Hai, nu numește fantoma ta, hai vină repede, că să luăm bani și după aceea plecăm. Mai zic bani pe aici. Aia era fantoma ta? Eu n-am fantoma. Mă copiază, că fantoma vreau să fie frunzele frumoase. Te copiază? Știi, uite acolo sus. Frate... Am scăpat cumva, dar... Eu mă sac acolo sus. Da, văd. Dar despre ce este toată chestia asta vorba? Superman sunt. Și m-am făcut și mic. Serios, dar ce cu puterile astea pe tine de la mască? Vine doamna aia! O, nu! Dă-mi ce la sunet. Hai să fugim! Fugi! Fugi, Felix! Bă, vezi că vine, Cristina, fugi că vine! Fugi! A, nu, că vine, tu ești mai în față, ești norocoasă! Ești mai în față! Eu mai uit puțin în spate așa să văd, te mai uiți tu? Da. Hai de cap, nu, Felix! Dar de ce vine după noi? Nu știu, da, nu vreau să aflu. Aoleu, vezi că e destul de aproape. Mai ales de mine, Cristina. E aproape. Noroc. Cred că vrea să-mi facă manicura. Stau aici așa la lumină. A, nu! Nu mai pot să mai plec! Cristina? Ce se întâmplă? Am ieșit? Am reușit să-mi scăpăm? A fost tot doar un vis. Tot a fost un vis.
chiar a fost un vis. Așa da. Zice și în joc. Stați puțin. Deci noi suntem cazați în hotelul bine, acesta. E fain, luxos. Ah, cred că ne-am trezit la ora 3. Da. Așa și-am visat urât, dar... Ce bine mă știm, tu unde ești? Suntem sunt aici, m-am trezit. Hai afară. Haide să ieșim afară. Hai, te pune Cristina, ce faci? Salut, Felix, cum ai dormit? Destul de... Mi-am dormit bine, dar am avut un vis ciudat. Erau cărciță, știi? Era o doamnă care vrea să-mi facă manicura. Hai unde lumina albastră suspectă să mergem amândoi. Hotelul ăsta arată destul de bine. Hai să coborâm la fata aia nemachiată. Hai, vreau să urc. Bună fata nemachiată, Carly, ai prieten? N-am, dar vreau, știi cum e. Cu bani. Fotbalist. Dacă ar avea prieten, poate ar trebui să-și dea. Eu dacă așa am bani cu fotbalist, eu să-mi pun buze, știi? Scot o coastă și pun botox și știi cum o fac. Dar n-am, deci... Are destule buze. Felix, hai să vezi acvariu. Acvariumul? Hai să vezi acvariu cu doi pești. Atâți au mai supraviețuit. Na, și facem acum, plecăm? Eu nu mai stau aici. Hai stai? De lounge. Hai de lunge. Hai de în lounge. Să mâncăm, nu? Hai de aici, ne relaxăm. Ne relaxăm și mâncăm. Ce dai? Cu bufețul de sau cu... Fată cu viitoare piții de fotbalist. Hai să-mi dai Hai de Felix! Ai autoservire. Da, luăm niște lapte, niște cereale, bă, niște... Bă, este român, ce băgăm buzunare? Stai puțin, deci eu zic așa, știi, eu mă gândesc în continuu la visul ăla pe care l-am avut aseară, poate ar trebui să mâncăm niște cereale ca să ne ajute ca asta eu vas asta cu Felix, mine. Felix, s-a auzit ceva? Aia, probabil, și ce s-a auzit? Carly, ce s-a auzit? Tot în regulă? Carly Cico. Carly? E totul bine? Carly? Auzi? Dar noi dacă vrem, putem să ieșim din hotel, ne lasă? Da, să vedem. Ne lasă. Ne lasă. Ăsta este hotelul. Ok. Cum se cheamă? Altraun. Îți bani acolo, dar trec strada. Îți bani? Uite, am o de aia, dar duc că trec strada. Uite aici, în parcare. Deci eu nu mă duc să trec strada, pentru că am pățit-o data trecută. Ia banii și așa. Ideea este că... Nu știu pe aici, Carly. Eu cred că totul a fost doar un vis și acum suntem în siguranță. Da. Asta cred eu. Astfel, dar totuși n-am reușit să mănânc. N-am mai mâncat puțin. Carly? Carly, ne puteți pregăti micurile, te rog? Ia căută pe Facebook, dă like la fotbaliști. Încă nu lucrează. Asta face. Da, asta face, așa, știi? Cu poze modificate genetic. Poze modificate genetic. Ce asta? Cheblo? Lapte bun? Are Kelpo. Nu știu ce este. Și-o fructe bananele astea și ananasul ăsta, are fain un pepene. Foarte fain micul dejun. Dar unde sunt abonații? Era blonda. Era atât de fain cu abonații. Era Lucas. Și ceva, mai venim când... Bă, încercați voi să supraviețuiți mai mult. Cocolișilor, știți acolo, eroii supraviețuiți acolo. Ia stai, stau, unde stau? Că vrem să jucăm cu voi. Unde stau? Uite așa, stau. Autoservice Felix? Partea asta din hotel nu merge, tu vezi? Asta e liftul, da? Să vezi că nu merge asta, știi? Da. Da. Știi ce, Felix? Haide cu mine. Unde? Deci, eu am văzut aici că era o parte în care te puteai duce sus. Da. Ia uite aici. Asta este zona misterioasă a hotelului. Dacă vreau să merg în noi zona, pe aici am venit. Aici second floor. Pot merg în orice cameră vreau. Da, în camera 106 ne-am întâlnit noi cu Cocolic și vino, uite aici. Uite o lumină la camera 104. Ce credeți că s-a întâmplat la camera 104? Misterul de la... Aia sunt eu! Ce creepy să Felix! De ce stau așa într-un colț? Hai să plecăm de la camera 104. De ce nu să venim în camera 104? Trebuie să plecăm din mașină acum! De ce să fie creepy? Sper să fii frumoasă la față, sper să fii frumoasă la față. Pus să fii mai acasă, sper să fii mai acasă. Ce bine. Îți doar ochii. Dar ce creepy arătam acolo. Bine că ți-am zis și ori. Ok, nu uita să rupeți butonul de culoare. 10.000 de culoare când mai facem o poveste nouă și noi ne vedem data viitoare. Pa! A fost un vis.